gească cu toată inima, îi voi păzi, voi ocroti și voi purta de grijă, dar cei ce-și vor lipi inima de pământ vor avea strâmtorări și vor suferi, zice Domnul, pentru că-i vremea cernerii, e vremea trezirii, ce este al meu, s-adun, zice Domnul, dar va veni vremea când vor părăsi meleagurile otarelor străine și vor veni înapoi de unde au plecat, pentru că e o hotărâre de la înălțime, au fost duși pe o vreme, dar vine o altă vreme în care mulți nu vor înțelege, dar cei care vor fi sinceri vor înțelege și vor ști și vor cunoaște când trebuie să se întoarcă, pentru că vor fi înștiințați fiecare de mine și ferice de cei ce vor asculta și vor înțelege când li se va face chemarea, pentru că vor fi scutiți și apărați de grele încercări care vor veni, pentru că iată, pe megleagurile străine vor fi legi mai aspre ca în hotarul României, zice Domnul, că-s mulți care nu se mai tem de mine și vor să oprească ce e sfânt și curat și să dea hotărâri și legi împotriva adevărului și să îngenuncheze mulți, zice Domnul. Dar iată, ferice de cei ce adună un de lemn, de cei ce se bizuiesc pe puterea mea, că vor fi salvați, apărați de mine, cum am fost cu poporul lui Israel, așa am să fiu cu fiecare în parte, pentru că acolo unde va fi chemat în numele meu, iată, va fi pace, va fi binecuvântare și protecție, dar vai va fi acolo unde nu voi fi chemat și acceptat și vor accepta oamenii ca să le salveze sufletul, va fi jale acolo, zice Domnul, că nimeni nu poate salva decât în mâna mea, că mulți privesc la frânghiile omului și spune salvarea noastră, dar eu spun prin Duhul Sfânt că e pierzarea fiecăruia care se vor încrede în oameni, zice Domnul, iar cei ce se vor încrede în mine și vor sta în adevăr și vor spune orice ar fi, noi nu ne lăsăm de Domnul, cu aceea voi lucra și voi fi cu ei. Aleluia, amin. Amin.